Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Amin. Vă invit să vă reașezați. În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Escatologia este o ramură a teologiei care se ocupă de zilele din urmă. Escatos înseamnă ultimul, cele din urmă. Și în această zi s-a deschis cuvântul acesta și aș vrea să privim spre câteva lucruri practice, lucruri pe care ar trebui să le facem, fiindcă și noi astăzi trăim în zilele din urmă. În zilele din urmă, în primul rând, trebuie să știm că va fi greu. În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Asta înseamnă că va fi greu. Și se subliniază aici 19 lucruri negative care vor avea loc și nu cu păgânii, ci cu oamenii care pretind că au o formă de evlavie, oameni care pretind că îl slujesc pe Dumnezeu, dar în realitate nu se întâmplă lucrul acesta. Va fi greu, nu neapărat din motive financiare, politice sau sociale sau din alte puncte de vedere, care și acestea vor fi în zilele din urmă, va fi tot mai greu. Domnul Iisus vorbește și despre acestea, pe alocurea vor fi cutremure, va fi foamete, vor fi războaie, vești de războaie, cataclisme de un fel sau de altul, se vor întâmpla multe lucruri de genul acesta, însă cea mai mare criză a umanității, cea mai mare problemă de care noi ar trebui să fim interesați, este criza morală. Va fi greu. Sunt lucruri care se vor întâmpla și nu sunt în controlul nostru. Noi nu putem face nimic, nici să le oprim, nici să... Nu putem să le controlăm. Dar sunt lucruri pe care noi le putem face. De aceea, în această zi, vreau să avem câteva aplicații practice cum ar trebui să ne purtăm noi, cum ar trebui să ne comportăm noi acum, în zilele din urmă. În primul rând, trebuie să știm. Asta a spus Pavel. Să știi. Să știi lucrul acesta, să nu te aștepți la ceva ușor, să nu te aștepți că va fi ușor pe calea pocăinței, să nu te aștepți că va fi ușor să slujești pe Dumnezeu. Vorbind aici, Pavel, dacă citiți pasajul, spunea, dar oamenii răi vor merge din rău în mai rău. Și situația se va strica, să nu ne așteptăm la ceva bun sau ceva care se va întâmpla mai bun, să nu ne așteptăm că peste 10 ani va fi mai bine sau peste 20 de ani va fi mai bine, pentru că lumea va merge din rău în mai rău. Și de fapt, acesta este și sensul cuvântului escatos, din urmă, ultimul, extrem. Pentru că întotdeauna în istorie, întotdeauna judecata lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu a intervenit pe când păcatul și-a atins apogeul. Dacă vă uitați la zilele lui Noe, același lucru se întâmpla. Păcatul ajungea tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, până când Dumnezeu a spus, păcatul a atins o limită care nu mai poate fi suportată. Răbdarea lui Dumnezeu și-a atins limitele și judecata lui Dumnezeu a fost manifestată. În Sodoma același lucru s-a întâmplat. Pedeapsa lui Dumnezeu a ajuns când păcatul a ajuns la culme. Și de multe ori, fie într-un fel sau în altul, într-un loc sau în altul, păcatul a atins un apogeu. O limită pe care Dumnezeu a spus, nu mai poate tolera, nu mai poate suporta. Același lucru se întâmplă în vremurile din urmă, în zilele din urmă. Dar aici când se vorbește despre zilele din urmă, nu se vorbește doar de o anumită epocă, de o anumită eră, ci se vorbește de zilele din urmă, ca istorie. Noi trăim ultimele zile ale istoriei omenirii. Adică nu se va încheia o epocă și va începe alta, ci se va termina efectiv istoria acestei lumi. Și trebuie să știm, în primul rând, trebuie să știm că va fi greu, să știi că în zilele din urmă va fi greu. Să nu vină altcineva să spună că va fi ușor, e simplu, vom merge din... suntem optimiști, suntem încrezători, totul va fi bine, va fi mereu mai bine. Nu, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Dar în al doilea rând, ce ar trebui să facem noi acum, în zilele din urmă, e să fim interesați de caracterul moral. Pentru că aici... Nu e vorba de crize financiare, nu e vorba de crize sociale, de crize umanitare, de
crize ecologice, ale ambientului sau de altă natură, ci aici e vorba de vremuri grele în care se va manifesta o profundă criză morală. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, văzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgânduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Atâtea și atâtea lucruri care vor domina caracterul oamenilor. Și dacă putem să facem astăzi o analiză corectă, ar trebui acum, pentru că trăim în zilele din urmă, să fim interesați de caracter. Uitați-vă la aceste 19 lucruri. Oare chiar nu avem niciuna din aceste, să le numim așa, defecte de caracter? Oare nu avem niciuna din, poate nu toate 19, poate nu 10, poate nu 5, dar ne cheamă Dumnezeu să ne verificăm în această dimineață, să ne verificăm starea noastră, inima noastră, să fim interesați de caracterul moral, să fim interesați de cum ar trebui să fim noi, să ne pese mai mult și mai mult de ceea ce se spunea și duminica trecută, de sfințirea personală. Pentru că în al treilea rând, ce ar trebui să facem în aceste zile din urmă, este să evităm accentul pus pe date și pe statistici. Din păcate, atunci când vorbim de zilele din urmă, atunci când vorbim de escatologie, aceasta este cea mai interesantă zonă din teologie în general. Orice predică de genul acesta, orice mesaj pe tema aceasta trezește, stârnește interes. Oamenii imediat stârnesc interes. Oamenilor, le stârnește interes. Dacă aș spune acum că anul 2024 va fi un an cumplit de greu, că vor fi temperaturi record în multe locuri, că cum n-a fost niciodată, dar apoi vor fi urmate de temperaturi record scăzute, că va ninge în mijlocul verii, oamenii vor fi interesați, oh, ce se va întâmpla? Și vor fi curioși. Dar dacă vorbești despre sfințire, dacă vorbești despre calitățile morale ale omului, asta nu mai stârnește interes. Asta nu mai interesează pe nimeni. De asta, din păcate, oamenii în general și predicatorii acum tot mai mult abordează temele acestea escatologice cu tot felul de date, preziceri, perspective și așa mai departe, statistici, care nu te ajută la absolut nimic. Până la urmă, lucrurile nu sunt în controlul nostru. Că Israelul va face ce va face, că în Palestina se va întâmpla, că în Ucraina se va întâmpla, că va fi al treilea război mondial. Oricum nu va fi în controlul nostru. Astea nu sunt în controlul nostru și nu trebuie să fie în grija noastră. Ce este să în grija noastră este caracterul nostru, să ai grijă de tine, spunea Pavel lui Timotei. Ia seama la tine. Ia seama să nu fii afectat nu de criza socială, ci de criza morală. Depărtează-te, pentru că vezi că dacă stai în jurul unor astfel de oameni, dacă vei asculta pe astfel de oameni, vei sta mereu și zilele acestea, chiar ascultam cineva care a prezis iarăși tot felul de date care nu s-au adeverit absolut deloc. Așa, întreagă, pentru că apar tot felul de titluri și vezi oameni care prezic, se va întâmpla asta, se va întâmpla cealaltă, va veni Domnul. Oamenii interesați mai mult de date și în zilele din urmă oamenii sunt interesați de date, ce se va întâmpla, când se va întâmpla și calendarele acestea care atât de ușor se pot contrazice cu Scriptura și ele între ele. Însă ne cheamă Dumnezeu astăzi, în zilele din urmă, să fim interesați mai mult de caracterul moral al nostru, al bisericii, al familiei, al societății. Să ne intereseze mai mult ce se întâmplă în sufletul omului, să vedem cu groază ceea ce se întâmplă cu oamenii care s-au depărtat de Dumnezeu, dar care pretind că îl slujesc pe Dumnezeu. Dar în al patrulea rând, ce trebuie să facem în zilele din urmă este să depășim formele de evlavie fără conținut. Având doar o formă de evlavie,
Aici, aici este problema. De aici înțelegem că este greu. Pentru că nu avem o linie clară să spui sunt păcătoși, sunt răi și sunt evlavioși, sunt sfinți, sunt credincioși. Și nu. Pentru că aici, unde spunem noi că sunt păcătoși și de fapt, în realitate, înaintea lui Dumnezeu, sunt cei care pretind că au forme de evlavie. Tot felul de forme de evlavie. Oameni care pretind că îl slujesc pe Dumnezeu, oameni care adoptă o anumită formă de evlavie, manifestată într-un fel sau în alt, adică oamenii vor avea religii, oamenii vor avea încredințări, fiecare cu încredințarea lui, cu părerea lui, cu lucrul lui, prin care, spuneam și duminica trecută, lucrul acesta nu fac altceva decât să creeze mai multă tensiune, fac mai multă gălăgie. Nu fac mai mult, fac mai multă discordie, aduc mai multă discordie și dezbinare prin așa zisa sfințire pe care vor să o promoveze unii. Având doar o formă de evlavie. Evlavia adevărată este ceea ce ai tu în inima ta și dacă ai o anumită evlavie, vei arăta respect, vei arăta înțelegere, vei arăta bunătate față de oameni, vei arăta că te rogi, că îți pasă, că ți-e milă, nu dispreț, nu mândrie, nu aroganță, nu țipând și nu făcând altceva. Evlavia adevărată se manifestă într-un mod adecvat. Însă oamenii cu o formă de evlavie, fără conținut, adică fără să aibă în inimă, având doar partea din afară a paharului curată, asta e forma de evlavie. Pe din afară, totul e perfect. Dar înăuntru, așa cum farisei altădată, înăuntru plin de răutate, de invidie, de mândrie, de aroganță, de dispreț față de ceilalți, și asta nu era decât o formă de evlavie. Sau îi spunea Dumnezeu cândva lui Israel, Israele, evlavia ta este ca norul de dimineață, adică acea ceață care se lasă puțin, dar ține puțin. Pentru că sunt lucruri care trec și îți dai seama că în generația următoare lucrurile la care unii au ținut cu dinți erau gata să-i taie pe alții în bucăți, devin noua normalitate. Da? Și sunt atâția care, dau exemple acum, care pentru noi devin banale, dar la vremea lor acea formă de evlavie era, te excludeau din biserică dacă aveai ceas la mână, dacă mergeai pe bicicletă, dacă aveai cojoc, Alain Delon sau... Și pot da mii și mii de exemple, care pe noi astăzi ne pot face să zâmbim. Până unde a mers forma de evlavie? Ai ciorap negri, gata, iadu-i cu tine. Având doar o formă de evlavie. Și nu se punea deloc accent pe conținut, pe ceea ce trebuie să fie în inima omului, sfințenia, teama de Dumnezeu. Că asta e evlavia, teama de Dumnezeu. Și teama de Dumnezeu este ceea ce faci când nu te vede nimeni, nu numai ce văd oameni în tine, nu numai ce vrei să arăți, ce vrei să știe lumea despre tine, ci ceea ce ai cu adevărat în inima ta și în viața ta. Aceasta este adevărata evlavie. Și apoi, în ultimul rând, ce ar trebui să știm și ce ar trebui să facem acum în zilele din urmă, și e foarte greu, textul citit se încheie cu aceste cuvinte, depărtează-te de oamenii aceștia. În zilele din urmă trebuie să evităm relațiile toxice. Trebuie să evităm relațiile toxice. Ce înseamnă practic depărtează-te de oamenii aceștia? N-ar trebui să ieșim din lume, cum spunea Domnul Iisus Hristos, dar să nu le dăm credit, să nu mai stăm să ascultăm, să nu mai stăm atâta să... că oamenii sunt bulversați, oamenii nu mai știu ce să creadă. Trebuie să căutăm totdeauna să vedem un predicator promovează sfințirea, promovează principii sau promovează doar, mai ales dacă promovează doar date, statistici și politică de un fel sau de altul, care nu ne ajută pe noi la nimic, nu ne apropie pe noi cu nimic de Dumnezeu. Ce interesant să pierd timpul cu înșiruiri de date, de calendare, de statistici și de alte lucruri. Depărtează-te de oamenii aceștia. Depărtează-te de cei care promovează o formă de evlavie, doar încredințări personale, lucruri care se potrivesc pentru o anumită dată, o anumită circumstanță, o anumită zonă și în rest, în tot restul istoriei, poate n-au nicio importanță.
depărtează-te de cei care promovează doar forme de evlavie, dar nu au evlavia adevărată, teama de Dumnezeu. Problema tocmai aceasta este că Pavel continua în zilele din urmă, capitolul 4, versetul 3, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Aici este problema bisericilor în general, că bisericile promovează astfel de lucruri. Oamenii sunt interesați de asta. De adevăr, de adevărul Scripturii nu sunt interesați, dar tot felul de basme, tot felul de povestioare care n-au a face cu realitatea și cu Biblia, tot felul de încredințări personale care sunt doar legate de ceea ce simt oamenii, ce cred ei, dorințele lor și așa mai departe. Ce dorim în aceste zilele din urmă, să ne ținem de adevăr, de adevărul Scripturii. Să promovăm, să căutăm adevărul Scripturii și să-i căutăm pe oamenii care promovează adevărul Scripturii. Nu cei care pretind că l-au, nu doar cei care pretind, dar apoi vedem aici cum învățătorii, după poftele oamenilor, sunt tot mai mulți. E greu de făcut distinția aceasta între un principiu, un adevăr al lui Dumnezeu și o încredințare personală. Și ai nevoie de lumină, de discernământ, ai nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu, ai nevoie să cunoști Biblia și tot aici, în pasajul acesta, găsim toată Scriptura este de folos. Și e bine, dacă vrei, în zilele din urmă, să poți fi mai mult decât biruitor, trebuie să cunoști Scriptura, să o cunoști tu personal. Pavel îi spunea lui Timotei, tu din pruncie cunoști Sfintele Scripturi și știi, se vor ridica oameni și marea problemă a creștinismului va fi nu că lumea din afară va fi imorală, ci că în biserică se vor promova și vor fi învățători care vor predica după poftele lor, dar să știți că poftele vor fi și într-o extremă și în alta. Adică și liberalismul și conservatorismul fals, același lucru vor fi, pentru că și la o extremă și la cealaltă, oamenii promovează doar ce le place lor sau ce nu le, că unora, dacă nu le place, nu, efectiv, nu le place muzica de un fel. Asta e. Merg după poftele lor, adică îmi place același lucru, îmi place sau nu îmi place, n-au un argument biblic pentru un lucru anume, doar că nu îmi place mie. E ca și cum a spune culoarea, că culorile sunt neutre. Nu există o culoare morală și una imorală. Dar îți place o culoare sau nu? Îți place negru sau nu? Dar unii dacă văd negru în fața ochilor, și la propriu și la figurat, și li se pare că... Și de asta, exemplele pot fi foarte, foarte multe, însă în zilele din urmă trebuie să știi și de unde să știi și cum ar trebui să știi, să știi din Cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem Scriptura. Și apoi să mergem împreună cu cei care promovează Scriptura, cu cei care sunt gata să deschidă Scriptura, să spună, scrie în Scriptură, în Scriptură găsim, în Sfintele Scripturi găsim asta. Și să nu mergem după poftele oamenilor, după încredințările oamenilor, după formele de evlavie ale oamenilor, după regulile oamenilor. Pentru că și farisei au avut mii de reguli. Din 10 porunci au făcut sute și sute și sute de reguli pe care și-au dat seama că nu le pot respecta niciodată și că le foloseau doar după cum aveau ei. Dacă era vorba de ei, dacă le cădea lor oaia în groapă, puteau să o ridice și în ziua de sabat. Dacă e vorba de altul, nici să fie orb, să nu vadă niciodată, să nu vină să fie vindecat în ziua sabatului. Și reguli cu dublă măsură. Când e vorba de mine, totul e permis, când e vorba de alții, n-au voie nimic. Și lucrul acesta va fi cel mai greu de făcut în zilele din urmă. De aceea, pentru că vor fi vremuri grele, noi trebuie să cunoaștem Scriptura și să ne rugăm să creștem într-un ambient sănătos, să stăm departe de oamenii care tulbură, departe de oamenii care aduc dezbinare, care strică mai mult decât ajută, care mai mult dărâmă decât zidesc, să stăm aproape de oameni care sunt temători de Dumnezeu, care au evlavia, promovează frica de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze.